Partidul Socialiștilor va propune spre adoptare la una dintre primele ședințe ale Parlamentului de legislatură nouă un proiect de lege care va prevedea că dacă un deputat părăsește fracțiunea pe ale cărei liste a fost ales, acesta va fi privat de mandatul de parlamentar. Despre aceasta a anunțat deputatul socialist Vlad Bătrincea pentru a pune capăt turismului politic și procesului de cumpărare-vânzare a deputaților, noi avem două proiecte sistemice. Primul, la încercarea de a părăsi fracțiunea, deputatul pierde mandatul. Al doilea, modificarea Constituției, astfel ca Republica Moldova să devină stat prezidențial, a spus Vlad Bătrâncea. În al doilea caz, oamenii aleg președintele, care este șeful puterii executive, iar președintele urmează să numească guvernul. Potrivit socialistului, este clar cine conduce țara, iar Parlamentul pur și simplu adopte legi, coduri, îmbunătățește legislația și atunci va dispărea însăși natura acestei corupții dintre deputați, pentru că nu vor numi guvernul, nu vor influența procesele pentru care sunt acum cumpărați. Schimbarea formei de guvernare este ceea ce își doresc oamenii. Ei vor să vadă o putere clară, vor să înțeleagă faptul că dacă au votat pentru președinte, el și conduce țara, a notat politicianul. Deputatul spune că este ferm convins că această modificare va fi susținută de cetățeni.